Femeia care a făcut un avort forțată de anumite împrejurări mai poate spera că Dumnezeu îi va dărui un copil, chiar dacă este la o vârstă mai înaintată? Sigur, da. Sigur, da. Dumnezeu nu-i computerist. Nu-i contabil. Câte zile au mâncat, câte zile au plâns, nu. Femeia care a făcut un avort este ea însăși o dramă. Este un copil, de fapt. Ea este deja un copil care crește. Aștepta să se coacă iertarea lui Dumnezeu și dați drumul mai înainte, mai departe. Deși să știți că în ultima vreme, din nefericire, am constatat un lucru. Sunt asociațiile acestea care militează pentru drepturile la avort, dreptul la avort al femeii, sau care vor să vândă copilor noștri și să le ofere prezervative gratis, cât mai multe, găsând că atâta educație sexuală, doar atât, și le spun, în condițiile acestea, ei ne reproșează că sunt 10.000 de copii pe care l-au născut fete sub 18 ani. E un număr foarte mare de copii născuți, de fete care sunt cu adevărat, nu sunt crescute până la maturitatea mamelor. Dar mă uit că după 40 de ani avem 100.000 de copii, după care aleargă niște mămici care au crezut că în sine cariera e totul. Și cheltuiesc bani cu ghiotura, în general nu pe la noi, pe România, ci în Ungaria și în Turcia, dacă se poate. Nu prea iese nimic, iar când iese, iese întotdeauna câte 2, 4, 6, adică grija lui Dumnezeu e să dea din belșug. Și nu înțelege că vârsta mamelor e după 45 de ani este tot la fel de mare ca și vârsta, adică numărul mamelor după 40 și ceva de ani e tot atât de mare ca al mamelor acestor adolescentine. Pentru ceilalți, ajutați-le pe mamele adolescente să încerce să-și supraviețuiască și copiilor să crească corect. Cred că e momentul să ne uităm atent și la ce copii pot fi ajutați prin adopție, prin adopție de la distanță, printr-un sprijin mult mai amplu. În fond, cei mai frumoși oameni care i-am avut, profesori, n-aveau copii, dar ne-aveau pe toți copiii în clasă. Adică paternitatea și maternitatea e și un dar pe care îl ofer celorlalți pentru a nu se simți singuri. Un bărbat care este dependent de alcool și jocuri de noroc se mai poate schimba? Așa încât soția să aibă încredere, să încerce să aibă un copil împreună? Da, eu sunt convins că da. Nu putem face copii între două jocuri de noroc. Un singur joc de noroc nu va ieși de la căsătorie. Singurul joc de noroc acceptat de biserică. Dar în rest, bănuiesc că așa era și înainte să vă luați. Nu cred că i s-a năzărit dintr-o dată. Plătiți pentru neatenția diagnozei, cum s-ar spune. Știți, n-ați fost un analist corect, ați fost un analist care dacă nu s-a concentrat pe lucruri. Să iese greu din dependență, e un efort foarte mare. Îl simțiți ce greu e în post, nu? Cea mai grea ușă la post e ușa de la frigider. Da? Avem dependența de ușa de la frigider, ne concentrăm pe ea, avem ochii Redgen prin frigider. Cam așa e și cu dependența acestea, care sigur că sunt mult mai grave și fac victime. Prima victimă a dependenței este dependentul însuși. Nu îl ucideți, bine? Din tocană de limbă nu se vindecă nimeni. Trebuie un pic mai mult și cereți ajutor. Cereți ajutor celor care vă pot ajuta cu adevărat. Din nefericire, la nivelul României, în terapia jocurilor de noroc, avem foarte puțini oameni specializați. Foarte puțini oameni specializați. Sunt niște drame de... Bine închipuiți pentru că le auziți, dar trăite, cred că sunt niște drame și mai mari decât ni le putem noi închipui, cumplite. Dar eu zic că merită încredere. În fond, copilul nu e un joc de noroc. Faceți-l dependent de copil ca să-l vindecați de dependența de alcool și de drog. Ce putem face pentru tinerii noștri care până la 14-15 ani vin la biserică și apoi apare o rupere că nu le mai putem ține controlul? Păi nu le mai țineți controlul și nici contabilitatea. Sigur, copiii vin ușor la biserică, că îi luăm în brațe, îi împingem în biserică, îi speriem, himă, că dau cu tine de pământ, merg la copă, că te sparg. E o treabă, dacă nu suntem atenți, copiii la 14-15 ani au devenit niște autonomii umane. Pe mine nu mă spăimântă, asta mă spăimântă foarte mult încăpățânarea noastră de a crede că ei sunt mai maturi decât noi. Deși noi mergem mânați de tot felul de să mă vadă vecinii, că vai de mine ce o să zică lumea, dacă... Nu? Jumătate din lucrurile pe care le facem pe wireless, așa. Pe ce zice lumea din jur, ce se aude. Copiii nu au târșa asta socială. Ei merg sau nu merg în funcție de voința lor. Trebuie antrenați. Dacă duminică, de exemplu, le spuneam părinților că eu să fiu în Târnăveni aș face cupa prieteniei între parohia ortodoxă și greco-catolică. Și ca să-i oftic pe toți, aș juca și duminică dimineața. Știți?
Dacă tot merg la liturghie, să facă ceva util, să se vadă, să se cunoască, să se miroasă, să... concurs de prăjituri. O să vă se pare absurd ce vă spun acum. Eu am rămas foarte impresionat. Avem o organizație la Sibiu, OTS, spune Organizația Tineri Sibieni, care în duminica lăsatului sec la dulciuri, s-au apucat să facă prăjituri pe care le-au oferit credincioșilor la ieșirea din biserică. Dar nu așa. Deci când am ieșit la cădit, am început să salivez acolo. Era să le zic, băi, oprim un pic liturghia, mâncăm două, trei prăjituri, bem o cafea și merem mai departe. Nu. Dar i-au știut, dom'le, ce să facă să strângă comunitatea legată. Tinerii au nevoie să muncească. Ei nu sunt mobile în biserică. Îi chemau la biserică să audă ce? Un sfertodox de cântăreț și un mediocru de predicator? Să fie atenți la ce? La afumătura de pe biserici? Că ne-s mai dragi lumânării decât copiii în ultima vreme. Ce ne face? Și atunci, când s-a schimbat ceva în atmosferă și în comunitate, când preotul este performant în predică, la strană cântă oameni competenți care se aud de ce spun, seara facem o masă în care copiii, știu eu, compun poezii și le recită, pictează, nu? Au grup de pictură, au, eu mă mir de școală. Dumneavoastră, cea mai importantă unitate de educație din zonă rămâne casa aceasta de cult. Eu sunt uimit. Totuși, 1000 de oameni care mișcă în jurul ei. Sunt sute de ore pline în viețile copiilor dumneavoastră. Un plan pastoral corect pentru un protopopiat, pentru o parohie, pentru o episcopie, nu mă bag că e treaba altora. Dar pentru unitățile noastre pastorale, planul corect este să umple în timpul copiilor cu Dumnezeu. Dar nu un Dumnezeu drapat în tristeți și în jumătăți de măsură. Au foarte mare nevoie de noi. Deci, dacă vreți să aveți tineri în biserică, întineriți biserica. Nu prin schimbarea vârstei oamenilor. Că să știți că un popă bătrân e bun la casa omului. Numai ăștia tineri credem că dacă... Mă rog, eu nu mai sunt tânăr, dar... Credeam că, vai, ce rupem noi lumea. Nu e așa. Nu doar găina bătrână face zupa bună. Și popa bătrân face comunitatea sănătoasă la cap. Dar ia, legăm de tradiție biserica, dar și cultivăm să întinerească. Știți cum? Nu zic să facem neapărat campionat de Scandenberg, că sună urât. Dar putem să-i ajutăm pe tineri, să se vadă unii pe alții, să... Nu. De câte ori s-a răstignit Domnul Iisus? Domnul Iisus nu s-a răstignit niciodată personal, l-au răstignit alții. Ca să intrăm în logica Scripturii. De ce nu sărbătorim Sfânta Înviere așa împreună, cu sărbătorim nașterea Domnului? Păi anul ăsta chiar mi se pare un pic ciudat, pentru că în sine canonul spune că trebuie prăznuită prima duminică după lună plină, după echinoxul de primăvară, cu alte cuvinte, dacă nu este în aceeași duminică cu praznicul evreilor, cu Paștele evreilor. Așa e regula. Anul ăsta a venit și noi din urmă ortodoxi la o săptămână după catolici, dar cred că de data asta chiar avem dreptate. Eu vreau să fiu sincer de data asta. Și cred că, în general, nu data la care prăznuim Paștele, ci modul în care prăznuim Paștele va fi important. M-a întrebat cineva când o să prăznuim Paștele împreună cu catolici. Vreau să când vrem noi. Ce vă oprește să mergeți azi la stropit la catolici? Nu. Și să ină săptămâna viitoare. Abia câștigăm din două părți, știți? De aceea, când se plâng oamenii de familiile mixte, să știți că cei din familiile mixte nu se plâng. Ei mâncă de două ori, fac Crăciunul de două ori, au tot ce le trebuie. Da? Aici, de ce nu acceptă, asta e așa ultimativă, de ce nu acceptă Biserica Ortodoxă sărbătorirea în acea zi a Paștelui cu Biserica Catolică? V-am explicat. Și acum, cu ortodoxii români, fiți un pic mai cu minte, așa. Că oricum ne-a lăsat mai mult decât alții, tocmai din decență, știți? Adică noi măcar prăznuim Crăciunul cu catolicii. Dacă nu știți, zic să nu umblați la fire că vă curentați. Din respect pentru lumea occidentală pe care o reprezentăm, eu cred că a trecut febra anilor 90 în care se spunea că ortodoxia românească ține de Moscova și vorbește în chirilică. Lăsați-o baltă. Deci efortul Bisericii Ortodoxe Române de a încerca să păstreze un echilibru în zonă a dus la faptul că noi prăznim Crăciunul cu cei din Occident și din dorința de a le arăta că uneori contează și frățietatea, nu doar calendarul. De ce copiii sunt mai aproape de Hristos? Că sunt mai mici. Se strecoară mai ușor. N-au fițele noastre. Noi până... No, gândiți-vă așa, când trimiți să duci un copil la biserică, pui ce vrei pe el și pleacă. Noi începem. Sprânceana asta e prea sus. Urechea asta e prea îndreaptă.
dinții ăștia sunt prea galbe, nasul ăsta e prea lung. Avem tot felul de contorsionări ale prezenței noastre în biserică. Copiii nu pierd timpul. Uitați-vă când mănâncă prăjiturile. L-ați văzut pe unul mâncând așa cu... Bagă și fuge. Da. Și mai au ceva, ei sunt dedați jocului. Lor le place biserica atunci când biserica e jucăușă. O biserică de-asta botezată în oțet, e gata. Niciunul nu mai știu. Eu într-o biserică, am și eu colegi de-ai mei care confundă oțetul cu împărtășania, știți? Niște moace de alea de televizor, de da, ce se faci la ea în parohie? Și zice, nu știu, părinte, ce ăsta e, nu vin la mine în biserică. Ce, la ce să vină, mă, la desene animal, bolnav? La ce să vină? Nici bătrânii nu mai merg. Vorba unei tanti, părinte, el drăguț, săracul, dar nu se aude ce zice. Da? Deci trebuie să învățăm să trăim în biserică, nu să mimăm că trăim în copii, nu mimează niciodată. Ăsta mic când mi-o zâmbim, mă spart, da, uite, șapă. Moacă, senină, clară, domne, nu merge cu cioace. Ori la copii, mulțumesc. La copii nu merge cu zgăiala, știți? Ideea, sunt mai simpli, mulțumesc. De ce merg copiii la școală și noi nu? V-ați gândit? Ia faceți exemplu, v-ați duce dumneavoastră azi la școală să faceți bastonașe de... V-ați întoarce? Niciodată. Doar învățătoare săracele care sunt cei mai mari copii pe care avem. Și profesori. Ăștia de scui pe toți. Pe care nu dă nimeni doi bani, dar care intră în jocul copiilor noștri. Fără ei suntem fiii ploii. Ce să faci cu un copil? Te grăghești, că te așteaptă patron. Mă rog, nu cred că în Târnăveni e exces de loc de muncă, dar ne mai rugă. Da? Te așteaptă, ai treabă. Da? Ce faci? Îl parchezi la școală. Ei, așa e și cu biserica. Copilul nu poate fi aruncat în școală sau aruncat în biserică. Nu dă roade. Trebuie să se simtă bine în largul lui. În orașele mari vezi dimineața când merg la școală cu căștile în urechi, așa, dopați, așa, supărați. Unde mergi, mă? La școală, mă. Pe la 12:30, 1, 2, de unde vii? Cu aceleași doape în urechi. De la școală, a scăpat de o belea, s-a mai dus o zi. Nu asta e sensul școlii și al bisericii. Trebuie să intru cu capul acoperit femei, să intre cu capul acoperit în femeile în biserică? Dacă pot, da. Vedeți ce puneți pe cap. Mai bine câte o mireasă cu câte o pălărie de aia, ca ciuperca, atol. În ultima vreme am să intru în conflict clar cu... Am zis că am să scriu tuturor coafezelor din oraș, vă rog frumos să ne lăsați un loc unde să punem cununa. Ele vin la cununat, nu la bigudat. Știți? Am avut la care am rugat-o pe nașă, dragă, ține dumneata, că n-am unde să o postez. Da. M-au întrebat foarte des oamenii în zona Aradului, doamnele, zice că, părinte, e păcat să intre femeile în pantalon în biserică? Și am zis, mă, îmi pare foarte rău să vă spun, bine, femeia să vină îmbrăcată în biserică. În ultima vreme, la cum vin câte unele, ferească Dumnezeu. Când este bine să iertăm? Păi, e bine să iertăm tot timpul. Am aflat o propoziție grea. E la părintele Nicolae Steinhardt. Spune Steinhardt că cel mai greu îi iertăm pe cei cărora le-am greșit. Cel mai greu îi iertăm pe cei cărora le-am greșit. Cum ar zice copiii, nașpa. E cam nașpa. Trebuie să învățați un pic că a ierta nu înseamnă doar bine, mă, hai, du-te de aici. Asta e pacea cu modelul meu. Mântuitorul Hristos când intră între ucenici, zice, pacea mea vă dau vouă, nu cum dă lumea pace. Cu aia, mă, lasă, hai bine, hai, treacă de aici. Te duci la câte un profesor, doar profesor, vă rog frumos, știu că am acest mie, tasă, bine, mă, hai, lasă, te ascult. Iertarea nu e asta. Omul care îl ierți, când pleacă de lângă tine, simte în adâncul inimii lui iertarea. A ierta înseamnă a iubi necondiționat. Mie de aia îmi place preoția, că în preoție ești obligat să-l iubești necondiționat. Săptămâna care vine, care e o săptămână neagră, din foarte multe puncte de vedere, dar și din venirea multor păcate către biserică. Sâcâitoarea biserică pentru cultura psihosocială devine pentru o săptămână vestibulul a mii de cabinete de psihologie și psihiatrie care nu există în România. Abia în săptămâna mare se vede, de fapt, ce înseamnă un spital, cu adevărat. Cu mii de intrări, cu ore de audiență, cu diagnostizări, cu medicamente și cel mai important dintre medicamente care rămâne Hristos. Și una dintre lucrurile pe care am spus-o la Târgu Mureș, dar vreau să o repet, le-am spus la Târgu Mureș un moment din viața părintelui Ioan de la Regea, când este mutat din Jilava către Aiud, îi se propune să ia un lanț ca să-l lege și să-l ducă.
Și părintele, în dorința lui de a fi un pic mai ușor pentru el, ia un lanț mai subțire, așa, nu foarte gros, cu cătușe americane, care se strângeau. Că, știți că pe vremea aceea rușii ne legau cu cătușe americane, acum e invers. Și când părintele l-au împins, l-au lovit, l-au mai lovit odată, l-au mai dat odată în el, l-au spart la față, s-a ridicat de jos nervos să zică, și când ăștia acceptau să zică ceva, cum zice românul că e greu, părintele a zis: iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi-este dată, te iert și te dezleg. Până la urmă, asta e forța care ține lumea. Iertarea e cea care ține lumea. Iertarea. Noi ne-am obișnuit să credem că iertările astea care le dăm noi, mă, bine, hai, te iert. Uitați-vă la șef cum vă iartă până vă prind. Uitați-vă la... Nu mai dăm exemple, că sunt prea multe. Simțiți când nu e cineva, când cineva nu vă iartă. Are în el ceva, o doză de mâzgă sufletească care îl costă. Credeți că un doctor care a greșit la diagnosticul unui copil merită să fie popularizat, să știe lumea de el? Și nu știu ce să zic, pentru că ceea ce e greșeală poate fi îndreptare. Știți? Eu sunt un rateu de medic. Mie prima dată mi-au emis un act de deces. La mine doctorul a greșit, a zis că a murit. Slavă Domnului că a greșit. Dacă se ocupa cumva de sănătatea mea, vă dați seama ce e așa. Deci sunt lucruri care nu merită să fie evidențiate. Cred că cei mai buni medici sunt cei care n-au coadă la cabinet. Cei care își pun pe zi atât cât pot duce, nu cât pot lua. Fac parte dintre oamenii care... Eu am crescut într-un mediu în care din 38 de colegi, 35 de colegi de facultate sunt medici. Eu îi respect foarte mult pentru ce au făcut. Au muncit enorm. Pentru nopțile alea lungi, pentru sutele de ore învățate, pentru să știți că poți, tata. Pe mine m-a supărat o domnișoară pediatră spunând la televizor odată: părinte, știți că este foarte posibil ca în cadrul botezului unui copil să moară, că noi pediatri știm. Și am zis: doamnă, eu nu știu de vreun copil mort la botez, dar știu ce îngrop din talentul pediatrilor. Am regretat imediat după aceea că, de fapt, am lovit și prietenii mei pediatri care trag cu dinții să salveze copii. Noi suntem porniți pe medici, dar uitați-vă, suntem vii, că sunt ei. Ei și Sfintele Farmacii. A ajuns farmacia ca aghiazma, domne. Te duci, iei pastila pe stomacul gol, aștepți cu 30 de minute înainte, 30 de minute după. Nu am nimic cu farmaciștii, ferească Dumnezeu, sunt oameni de mare calitate, sunt conștient. Problema mea majoră este cu băieții care produc targeturile farmaceutice, care ne otrăvesc pe proprii noștri bani. Și ne zâmbesc. Sigur. Ei sunt farmacia noastră. Dar noi nu știm asta. Ori dintr-o dată constatați că râdeam la un moment dat că decât să construim spitale, n-ar fi mai limpede să ne construim un regim de viață un pic mai atent, în care Dumnezeu să nu lipsească. În cazul în care două persoane dragi nouă se ceartă, care este cea mai bună cale de împăcare? Păi să vă rugați egal pentru amândoi. Da? Să nu țineți partea nimănui, să nu începeți să-i faceți galerie numai la unul. Și nu vă dați cu părerea că iese prost. În general, când doi oameni care se împacă bine între ei se ceartă, al treilea care vine devine dușmanul comun. E o soluție și asta. Dar nu e cea mai bună. Deși iubirea față de Dumnezeu e mare, de ce pe oameni îi cuprinde răutatea? Nu, iubirea noastră față de Dumnezeu nu e mare. Iubirea noastră față de Dumnezeu este egală cu capacitatea noastră de a înțelege iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Cea mai deasă întrebare e de ce? De ce e ăla bolnav? De ce e ălălalt așa? De ce se întâmplă aia? Dumnezeu nu răspunde la întrebarea de ce. Pentru că El este un cine. Cine este autorul cancerului? Hristos? Ce da. Dumnezeu nu ne înțelege cum e că ne mor copiii. Pe bune? A zis-o și domnul primar. Nu e Dumnezeu singurul tată care în istorie și-a dat fiul să moară pentru ca niciodată copiii noștri să nu mai moară? Știți vreun alt Dumnezeu? Toți ceilalți dumnezei păgâni ne cer să ne moară copiii pentru ca ei să rămână Dumnezeu. Pe când Dumnezeul nostru își omoară propriul copil pentru ca niciodată copiii noștri să nu moară în numele lui Dumnezeu, ci să învie. Observați? Schimbare de privire. Puneți-vă ochii sub fruntea lui Dumnezeu și încercați să priviți prin el lucrurile. Ce părere aveți despre Facebook? O prostie generalizată. Ne mâncă la timp, vai de capul, naște gelozii,
hârâieri, fițoșenii. Și mai e un lucru foarte grav. În ultima vreme constat că au apărut tot mai multe conturi false care vorbesc în locul adevăraților oameni. Avem un absolvent de al nostru de la Sibiu care a creat un cont fals. A scris Facultatea de Teologie din Sibiu și scrie niște porcării acolo, frustrările lui puse pe ecran. Să te ferească Dumnezeu de bărbatul frustrat. Femeia frustrată se mărită. Bărbatul rămâne nensurat de obicei și își continuă frustrările, își varsă ifosele, se crede buricul pe ce-ar fi fost, dacă ar fi fost, când ar fi fost. Zero. N-a lucrat nimic pentru mântuirea lui. Facebook-ul este bun doar ca prilej de a constata unde ne aflăm unii raport cu ceilalți. Dar eu sper, moda va trece în câteva, într-un an, jumate, doi. Mai ales acum de când ne caută și la mațe pe toți. Vă dați seama, nici n-a apucat să înghițiți cafeaua și deja Facebook-ul știe că era cu lapte și vă raportează. Da? Aveți grijă. Ce ar putea face cadre didactice pentru a apropia copiii de biserică? Să fie ei oameni. Vedeți că eu fac parte dintr-o generație, că și tu, câțiva din sală facem parte dintr-o generație care n-a făcut ore de religie. Dom'le, da, când mă învăța învățătoarea mea să scriu corect în limba română, mă învăța despre Dumnezeu și fidelitatea Lui față de limba română. Când profesoarea de, știu eu, de fizică, sau profesorul de fizică, ulterior îmi spunea că E egal cu MC pătrat, mă învăța despre Dumnezeu. Profa de bio, n-am avut niciun profesor de biologie să insiste la chestia cu maimuța. Și eram în plin socialism. Acum văd că sunt toți deștepți și sunt anticomuniști, dar pro-darviniști. Nu știu cum Dumnezeu o fi asta. Cum o fi, bă, frate, chestia asta? Că nu știu, nu înțeleg. Anti-Dumnezeu, dar și anticomuniști. Și ce este? Nimic. E, în general, profesorii noștri, eu cred că în școala românească, și mă refer acum la profesorii normali, nu la cadrele didactice care fac întotdeauna altfel decât trebuie pentru a ne dovedi cât de fals este cum facem. Deci profii care trăiesc după o pedagogie românească sănătoasă știu că un copil în fața lor e mai important decât inspectorul de la colț care îi controlează la acte, decât ministrul pe care nu-l vede nimeni și aia care îl văd regretă. Nu că școala ca atare sunt copii din școală, nu ifosele unora și altora. Dacă reușim, asta e singurul lucru. Eu îi datoresc profesoarei mele de matematică mai multă filozofie decât tuturor profesorilor mei de filozofie. Nu vă mai spun reacția profesorului meu de învățământ politic, de cunoștințe social-politice, când după 10 ani m-am dus la întâlnirea de 10 ani și eram popă, s-a pus în genunchi și a zis, bă, dacă tu secretarul, de ce ai tu un popă, tu îți dai seama ce profesor ratat de filozofie am fost? Avea dreptate. Părea o ratare că un om pe care l-am doctrinat fără să vrea, a reușit să evadeze. Eu sunt un evadat din sistem. Toți suntem în fond niște evadați din sistem. Ce mă cutremură pe mine este că acum îi învățăm pe copii să fie în lagărul de exterminare al sufletului. Pe atunci am înțeles. Era partidul, era toașul Nicolae Ceaușescu, ne privea din tablou într-o ureche, acolo cum stătea el. Era nervos cu mâna ridicată. Ne spunea în spate, învățați, învățați, învățați ca să deveniți fii de nădejde ai patriei voastre, Republica Socialistă România. Bun. Erau sub presiune. Dar acum, cine îi permite unei tântici să spună că Sadoveanu nu are ce căuta în limba română? A? Cine ridică mingile la fileu unei doamne care scrie pornografii pe bandă rulantă și crede că e poet care merită premiul Mihai Eminescu? Că Eminescu și când a scris prostii, le-a păstrat la sertar. A avut bunul simț de a nu... Cred că profesorul bun care îi apropie pe copii de biserică e profesionistul. Un profesor de matematică trebuie să știe bine matematică pentru a-i face pe copii să se apropie prin matematică de Dumnezeu. Clar. Îmi pare rău, nu sunt absolvent de seminar, nu știu cum e acolo, sunt absolvent de chimie fizică. Știu cum e în partea ăsta la care se mai și joacă cu iprubetele. Cred fundamental, fundamental, cred că Dumnezeu ține partea profesorilor de chimie, fizică, biologie, matematică, doamne, științele exacte arată că Dumnezeu există. Singurul exact din lumea asta e Dumnezeu. Restul ne jucăm. De aceea e dureros acum când împreună cu niște colegi de-ai mei mai în vârstă mult decât mine, am semnat împotriva unui articol din declarația de la Istanbul. Sigur că la Târnăveni nu e foarte actuală, slavă Domnului. Dar în care ei ne spuneau nouă că ne putem schimba genul, știți? Adică când ești pe trotuarul drept ești muiere, când ești pe trotuarul stâng ești bărbat.
Când ești pe mijloc, Dumnezeu știe. Da? Poți să fii muiero bărbat sau bărbat o muiere. De cum vrea, cum te bate vântul, cam așa. Și ne-a zis, doamne, nu se poate. Și am adus argumentul din genetică. Câțiva ne-au sărit în cap din latura care schimbă macazul tot timpul. Ferească Dumnezeu, bine că nu sunt comuniști adevărați la putere, că eram în pușcărie jumate din țară, vă spun eu, la cum se limbă ăștia dintr-o parte într-alta. Și la un moment dat, ne aduceau argumente, antropologia, sociologia, care nu sunt științe exacte. Genetica este în mare pe o construcție de știință exactă. Îmi pare noi popii ăia din Evul Mediu vorbeam de genetică și ne spuneau nouă proțile că nu știm sociologie și antropologie. Serios? Serios? Nu considerați că în Parlamentul României ar trebui predată religia? Ferească Dumnezeu, asta le-ar mai lăsa. Ăștia așa chiulez din Parlament. Dacă le mai predăm și religia, au motive după aia. Nu, problema este clară. Am scăpat de un senator care părea că nu e atent la religie și am băgat 240 prin vot deschis. Noi suntem de vină pentru irresponsabilii pe care îi trimitem în Parlament. Nu vă mai ascundeți după deget. Noi. Noi cultivăm corupția politică, noi ne vindem voturile, nouă ne plac lingăii care ne promit mare acusarea. Pentru un primar care spune că îți desfunde WC-ul și unul care spune că aterizează la Târnăveni marțienii, l-am votat pe ăla cu marțienii oricând, dacă n-am fi mai atenți la noi. Fiți cuminți! Concentrați-vă pe oamenii care și-au suflecat mânecile. Părerea mea personală. E valabil și pentru pop, și pentru profesor, și pentru director de școală, că acum au făcut mămăligă educațională, au luat director într-o școală, în aia altă, pe temei ne-am depolitizat de ne-am rupt. Miroase a colivă de depolitizare toată România. Nu e adevărat. Mințim. Și ne lăsăm mințiți. Ca cineva să aibă un brand, minciuna înseamnă că cineva a cumpărat brandul. Noi. Noi. Nu de religie duce lipsă Parlamentul, ci de Hristos. Ei au religia lor, se idolatrizează, vedeți că vine câte un șef de partid. Mare guru, ai venit, luminează-ne! Și atât că se luminează unul pe altul, se semnalizează unul pe altul. Fac alianțe pe care noi nu le vedem. E un sistem întreg de caste religioasă. Hristos nu e acolo. Se întâlnește câteodată cu ei dimineața la câte un mic dejun, cu rugăciune și după aceea fuge repede, repede, că e jenă lui de trădările din Parlamentul României. E jenă lui. De modul cum țara e vândută pe felii istorie, pe pagini de istorie. Dacă ați putea să ne spuneți cum îi chema pe cei doi tâlhari răstigniți împreună cu Iisus, nu știu. Am găsit mai multe nume, nu știu să vă zic. Ce părere aveți despre declarația Papei Francis că nu este iad? Nu, este un fake news, ca să vă spun. Prietenul meu, părintele Francis Doboș, în a cărui competență cred, de la început mi-a tras atenția, iar eu, care sunt un pârlit de pop ortodox din Evul Mediu, care citesc italiană, am simțit clar că s-a mințit în text. Am și spus-o atunci, mi-au sărit în cap toți și n-a zis asta Papa. Pare rău. Lăsați-l pe Papa, că e la altă secție. Vorbiți cu părintele Sergea și rezolvați cu el. Întrebați-l când e cu... Dar nu vă băgați în sectorul lui, că omul duce în cârcă o țară grea. O țară a creștinismului care e pe cale de destrămare. Arhiereii noștri nu sunt de hulit și de criticat. Sunt de iubit și de păstrat. Se spune că Dumnezeu încearcă pe cei care iubește. N-am găsit în Scriptură, dar e o tradiție populară care zice asta, da? Dar Dumnezeu ne iubește pe toți, că suntem copiii Lui. Și atunci, păi pe toți ne încearcă. Ia închipuiți-vă. Una e să ne încerce pe un diabetic cu o prăjitură cu frișcă și cu pișcoți, cu sirop de ceva. Și alta să-l ispitească pe unul care vrea să slăbească cu asta. El are pentru fiecare dintre noi un mod anume de a ne da ispitele. Nu vă dați curajoși, că nu suntem. Uitați-vă la prima durere de măsea, cum reacționăm, cum căutăm algocalminul pentru fiecare zbatere de ochi stâng. Și ați văzut că noi ne fericim pe oamenii care sunt bolnavi în spitale, dar nu ne dăm seama că mulți ne ducem boala pe picioare. De cele mai multe ori murim în picioare. Pe fiecare ne încearcă într-un mod anume. Ce e o suferință mai mare? Un om bolnav la pat? Sau un om care vede bolnavii care sunt bolnavi la pat și nu poate face nimic pentru ei? Cum s-o simți oare Hristos? E imaginea aceasta din Capernaum care pe mine mă șochează de fiecare dată. Doamna Greceanu, o scriitoare din anii 30, care a trăit până târziu,
Scria la un moment dat că în ziua în care i-au adus pe paralizați, pe paralizat înaintea Mântuitorului Hristos, mai erau și alții acolo. Pe zeci dintre ei vindecase. Ce, închipuiți-vă curtea casei soacrei lui Petru, care este aceea ca un spital de campanie. Tifoane aruncate, cârpe lăsate, bețe, cârje puse deoparte, nu mai foloseau. Vă puteți închipui ce era acolo? Părea că totul e pierdut. Oamenii veneau ca niște morți. Zicea că scoși din morminte. Oamenii și-au scos morții din casă ca să învie Hristos și Hristos a făcut-o. Hristos a făcut-o. Și noi tot căpoși. Cum îi putem convinge pe copii să meargă la biserică? Cu pizza. Pizza. Da. Ar trebui să fie un ordin municipal lângă fiecare biserică, o pizzerie sănătoasă și un automat, știți? Un automat de bani. În care să ne vină banii care nu. Dincolo de glumă, cointeresați-i pe copii să vină la biserică. Spuneți-le de ce vă place la biserică. Și nu trageți de ei. Dacă le faceți luxație de umăr drept duminică dimineața, nu vă folosește la nimic. Dar nu-i vită să-l duci la tăiat. Ei așa se simt săraci. Mi-a zis mie unul părinte, mă, tu de ce nu vii, mă? Hercule le chema. Era un pic mai, da, blond, rău. Și am zis, măi, Hercule, mă, de ce nu vii, mă? Păi, trage asta de mine, zici că e jipa lui Gheorghe, dar tu-s bivol, Doamne, iartă-mă. Doamne, copilul avea dreptate. Și am zis, bă, Hercule, dar nu vrei să vii să mă ajuți în altar? Ba, pentru mata le vin, părinte, că dumneata m-ai omenit tot timpul. 7 ani. Hercule, la 7 ani, știa unde să aterizeze. După o lună, era brici în altar, curățenie, totul făcut. Mă uitam, ajungea Hercule înaintea mea și spune, dar de ce o faci? Numai să-i arăt lui Muma că dacă vreau, eu pot. Nu, punct. Faceți-i pe copii să le arate părinților că dacă vor, pot. Ce părere aveți despre poziția Vaticanului de înființarea unui singur guvern mondial? N-am citit-o. Vă rog frumos să mă iertați, nu sunt foarte la curent cu toate. Eu abia mă țin de mașinațiunile din Ortodoxie, dacă mă mai țin și de alea din catolicism, am rupt-o. Deci, o las așa mai moale, sunt convins că sunt multe prostii spuse, sunt conștient din ce în ce mai mult că sunteți mai mulți cu ochii la Facebook decât la icoană, mai atent la notele unora decât la notele dumneavoastră, reveniți-vă, măcar în post, încercați să fiți lucizi. Da? Mama băiatului, a soacra, în paranteză, mama băiatului, ta-na-na, dorește să se mute cu noi după căsătorie. Fugiți! Fugiți! Scriptura are un cuvânt foarte greu. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și amândoi un trup vor fi. Arată de la început că între tată, mamă, soț există o limită de la care nimeni... Noi nu suntem în slugăreală unii la alții. Nu suntem în slugăreală unii la alții. Și cu părinte, cu toate că prima poruncă transmisă oamenilor este să nu ucizi, prima nu-i chiar aia, dar mă rog. Cu toate acestea, oamenii ucid animalele, porumbei, miei, viței. Acest lucru nu este totuși crimă. O să mâncăm din crima de Paște, acum de o să ne sară capac. Nu confundați valorile. Vă rog eu mult, nu confundați valorile. Știți când Coaliția pentru Familie a cerut ca în Constituție să fie trecută familia ca fiind alcătuită din bărbat și femeie, au fost două reacții care pe mine m-au pus pe gânduri. O doamnă, care multă vreme ne-a consiliat președintele României și care după aceea s-a dus și la părât public ca să rămână pe val, spunea, cum adică, dar eu sunt mamă singură cu copilul meu, dar Biserica Ortodoxă e inconștientă, mă scoate din conceptul de familie? Să-i aducem aminte, Doamnei, că în biserică avem chiar în față, cum intri în dreapta, în stânga, e o icoană mare cu o mamă singură cu un bebeluș în brațe. Da? Deci Maica Domnului este într-o familie monoparentală, dacă ne gândim în termenii moderni. Și o altă doamnă, foarte, foarte supărată, a scris, zice, cum își permite așa? Adică cățelul nostru nu o să mai fie membru nostru de familie? Nu confundați valorile.
Să nu ucizi nu se referă la râmele care le călcăm pe stradă. Sau la liliecii pentru care ținem pe loc autostrăzile. La delfinii care devin persoane sau la ușurele. Să facem rezidențiatul în țară sau să facem în străinătate și să ne întoarcem în țară ca medii specialiști? Faceți-l în țară, că în străinătate rezidențiatul nu e ce pare că e. Nu vă mai luați după termen. Mergeți până acolo să vedeți. Eu am trecut prin câteva universități, parte dintre ele având și facultăți de medicină și am văzut, intru foarte des în contact și sunt prieteni cu o serie de absolvenți de medicină de la noi. Să știți că trebuie să fiu un pic mai mândri de școala noastră. Dar trebuie chiar să știți că avem o școală proastă care oferă 80% din studenții școlilor deștepte de peste hotare. Da, cam așa. Ce facem cu cei care ne bagă holocaustul pe gât, pe banii noștri, aruncând cu nori în martinii închisorilor bolșevice? Păi ne temperăm și noi și ei. Nu ne bagă nimeni holocaustul pe gât. Trebuie să-l asumăm în măsura în care s-a petrecut cu adevărat, uneori chiar sub ochii noștri, și să fim foarte atenți la a-i tempera și pe dumnealor. Sper să reușim să o facem. Eu însumi sunt foarte rănit câteodată când se aruncă doar dinspre o direcție. Cred că trebuie să fim echilibrați și ca întotdeauna să învățăm să apreciem istețimea dușmanului și să folosim în favoarea noastră. Eu socotesc că un institut care în permanență strigă monocolor împotriva unui popor este un institut care greșește fundamental în atitudinea lui față de cultură. Cum să explic fiului meu că Bunul Dumnezeu în Testamentul Vechi pare sângeros răzbunător, iar în Testamentul Nou este atât de bun încât își dă unicul fiu să fie răstignit? Citiți cu atenție cărțile din Vechiul Testament și veți vedea că unul e simpatic și acolo. Căutați textele din Vechiul Testament care sunt frumoase. Încântarea cântărilor nu prea pare sângeros, ca să nu mai spun că în Psalmi, care știți că e o carte a Vechiului Testament, Dumnezeu însuși se smerește. Noi de acolo am învățat aia cu Dumnezeu, nu Dumnezeu, nu pentru ce mai părăsit. Hristos ne vorbește nouă în cuvintele care păreau sângeroase în Vechiul Testament, arătându-ne că El e jertfa cea nouă, jertfa de sânge care aduce lumina învierii. Și nu cred eu că e așa de supărat, eu tot râd că copiii mai sunt și cum credem noi că sunt, nu cum sunt ei cu adevărat. De ce credeți că oameni ca dumneavoastră nu se implică în politică? Eu vă pot spune, eu, în ce mă privește, nu intru din respect pentru politică. Dacă toți cei aleși s-ar implica, probabil că ne-ar fi mai bine ca popor. Haideți să vă spun, misiunea mea nu este să fac poi. O fac la nivelul aprecierii unor oameni. Da? Nu veneam la Târnăven dacă citeam pe site-ul orașul sau în presa orașului că e un mârlan primarul. Cu mâna pe inimă vă spun. Putea să fie Neluțu fratele meu, că eu nu-mi trădesc principiile nici de dragul fraților. Am venit pentru că mi-e drag de omul ăsta, că mi-e drag de dumneavoastră, că ați deschis ochii la timp. Sper să nu închideți mai devreme. Dar ideea este că nu poți să fii neapărat, mie mi se pare foarte dificil să poți să-i satisfaci pe toți. Că dar nu e obligatoriu să ne placem toți pe toți. Ar fi culme. Un popor în care ne-am zis, bună dimineața, vecină, Doamne ajută, dar cum e? Vedeți că devine a fi numai sirop pe șosea, am patinat pe sirop. Dar când mi s-a propus funcție politică, de fiecare dată am spus, slavă Domnului, am mâncat un hârtău de rahat la tinerețe, de nu mai vreau să văd niciodată ideologie și politică, niciodată în viața mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ales să fiu preot. Vă spun cu mâna pe inimă. E cea mai corectă poziție de muncă pe care puteam să o câștig în raport cu poporul meu. Nu pot trece prostiile făcute în trecut, dar măcar pot să deschid ochii mari de acum înainte. Și mai e un lucru. Să știți că preoții fac politică și fac o politică de mare calitate. Ei aduc împărăția cerului pe pământ. Orice țară, dacă își păstrează raiul pe teritoriul ei, e o țară de dorit. Când și-a pierdut raiul, o țară e de plâns. Zicea domnul primar și vreau să vă aduc aminte că un popor, Simeon Mehedin, să o spunea, un popor atât valorează cât a înțeles din Evanghelie. Datoria mea este să cresc politicieni care să înțeleagă Evanghelia. Slavă Domnului, sunt câțiva. Nu chiar la vârf, că acolo dăunează grav sănătății sa morală, dar în suficient de multe trepte ale politicii sunt oameni care chiar cred în Evanghelie și nu o batjocoresc. Ce putem face dacă nu putem iubi pe semenii noștri de ce am fost trădați? Am iertat, dar simțim nevoia de a ne proteja de oameni. Păi nu vă mai aruncați cu capul în față.
O iau și eu pe coajă, să nu credeți că sunt așa biruitor tot timpul. O iau pe coajă, mă duc într-un colț, mă iubesc cei care mă iubesc, ca să pot reveni. Restartați de fiecare dată și țineți minte că rămân valabile cuvintele Scripturii. Nebun este cel ce își pune nădejdea în oameni. Încercați să nu nebuniți. Să știți că în spatele realității e un Dumnezeu care ne ține pe toți. Mie de aia îmi place Hristos. Toate nu trădează. Ca să zic într-un termen teologic atent, e de gașcă. Deci nu trădează, refuză să trădeze. Stă pe cruce și te îmbrățișează. Nu știu cum face, dar iese. Poporul nostru român se află pe aceste meleaguri înaintea Domnului nostru Iisus Hristos și a existat și preoția, dar nu știau de cruce. Preoții aveau veșminte și cădelința exista. Da, le putem numi niște artefacte de credință. Știți ce a păstrat cel mai mult din vechea religie? Mămăliga. O să spuneți, da, acum nu o mai folosim. Nu. Dar asta nu înseamnă că n-am mâncat mămăligă. Da? Ma nu era din porumb, era din mei. Și dacă te gândești la mei, te gândești la moară. Și dacă te gândești la moară, te gândești la roată de moară. Și dacă te gândești la roată de moară, te gândești la un om care o cioplește. Mințile creative nu ne-au lipsit niciodată. Deci dacă ne invidiază Occidentul pentru ceva, așa cum o zicem cu microfonul larg deschis, pentru încă creativitatea pe care o avem. Nu spun că e nouă, dar o folosesc să facă conserve. Noi încă mai punem prunile în borcane. Ceea ce nu-i rău, știți? Vă zic eu, nu dă nimeni, n-ar da nimeni zacusca de ardeal pe nicio altă specialitate din lume, dacă am ști să ne-o dăm. Suntem într-un spațiu al creativității. Vechea noastră tradiție românească nu trebuie exagerată. Dacopatii, getodacopatii, astea sunt lucruri care îi privesc pe oamenii specializați. Cert este că și pentru noi a înviat Hristos. Asta e lucrul cel mai important. Nu doar pentru noi, că avem noi tendința românii să fim cei mai grădină aia, nu? Noi suntem the best! Și din când în când bestii. Părinte, cum îl aduc eu pe calea mântuirii pe fiul meu care se declară că este agnostic? Ai, pupă-l, popa! Să știți că un agnostic deștept e mai depres decât un credincios prost. Deci nu vă agitați prea tare. Keep calm. Da? Agnosticul e cu bun simț, măcar recunoaște că e fără cunoaștere. Dar ce ne facem cu ăștia care cred că le știu pe toate și ni le propovăduie și spălângă pururea? Da? Care este calea spre mântuire? Pentru fiecare e câte o posibilitate. Știți că acum când veneam spre Târgneveni, ne-au spus cei care au trecut cu doar câteva minute înaintea noastră că a fost furtună, cu grindină. Noi n-am văzut-o. Pentru noi a fost soare, șosea uscată. Fiecare are o cale de mântuire. Fiți cale de mântuire pentru ceilalți. Dați-le din suflet iubirea de care au nevoie să meargă mai departe. Și priviți înainte, fruntea sus. N-avem o biserică ce vă cere să stați cu nasul în pământ. Cine v-a învățat așa a greșit. Biserica este chip în față privind ochii în ochi pe Hristos. Și a zice cu un cuvânt foarte drag ardelenilor, elere, ca să știm încotro mergem. Nu vă mai temeți. Nu vă cere nimeni să renunțați la nimic ca să fiți cu adevărat oameni, ci să învățați lucrurile cu adevărat importante din viață. Un creștin care ține postul mare, dar nu-l salută aproapele, mai este un bun creștin, pe dacă îl dor dinții. Poate omul are un blocaj la limbă. Nu știți. Decât să-l salăți pe Dumnezeu să te ierte, vecine. De zici că înjuri tot neamul de la străbunică până... Na, omul poate nu e... Na. Poate că are legea tăcierii. Nu? Cum o fi mergând la alimentare să-și cumpere? Nu. Sunt oameni care au tot felul de disfuncții, dar poate că e la început. Nu-l salutați agasant. Puneți mâna pe mâine. Băi, îmi place că postești. Bravo! Lăudați-l pentru ce face, nu judecați pentru ce nu face. Bine? Ce cum se vindecă depresia? Mi-e greu să mai cred. Nu din depresie nu mai credeți. Știți că cele trei virtuți creștine sunt atât de bine legate între ele, încât dacă una dintre ele vibrează și e fisurată, rănește pe celelalte. Credință, nădejde și dragoste. Nu credința v-ați pierdut-o, ci partea din nădejde și dragoste care umplea credința atunci când lipsea ceva. Încercați să munciți mai mult la dragoste. Dacă vă lipsește credința și sunteți în depresie, vă lipsește de fapt dragostea.
Dacă ați pierdut brațele care vă îmbrățișau, aveți într-adevăr o problemă și o problemă care nu va fi ușoară niciodată. Dar dacă între timp veți reuși să redescoperiți bucuria de a sta îmbrățișat și de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ce aveți, nu aveți probleme. Să știți că depresia se vindecă prin îmbrățișare. Iar la copii prin pupici. Când vin copiii depresionați de la școală. Îi vedeți de departe, calcă greu, e sub 6 nota. Vin săraci, zici că e mână de la spate. Apare așa în pragul ușii. Dacă dumneavoastră m-am zis, ce-ai făcut, mă? Tata-i. Dar ce-i, mă, cu moaca? Păi am luat șase. Hii, mă, vină cu moaca, am făcut o omletă. Da? Deci dacă reușiți să-l faceți să treacă peste durerea aceea, peste drama aia, sunteți mai de preț decât dacă îi suduiți și mai, le mai dați și noastră un șase. Știți că, de fapt, un copil nu poate fi pedepsit de două ori pentru aceeași greșeală. Dacă au luat șase, l-a pedepsit că n-a învățat. Nu mai poți pedepsi și tu că n-a învățat. Faci bășcărie de el, îl ironizezi, bei o cafea, dacă e mărișor, dacă nu, un ceai cu el, îți explică despre ce-i vorba și dai drumul mai departe. Eu n-am cum să-i mulțumesc mamei și tatei. Mie tatei când nu-mi vedea în rai, mama încă pot să-i o spun public, pentru cordialitatea lor când eram prost. Deci eu n-am fost tot, am fost tot copilul părinților mei și când eram tâmpit. Pot să-mi permit asta, că de la poale tâmpe și la noi e la modă. Da? Deci când eram tântălău, îmi ziceau, zâmbeau și mergeau, știau, aveau încredere în mine. Încărcați-vă cu încredere. Depresia este și semn că v-ați pierdut încrederea că ați putea ieși din încredere. Știți? Apoi să vă mai zic ceva. Cred că și depresia, ca și ADHD-ul, sunt niște invenții. Niște cuvinte inventate. Noi suntem nervoși, nu suntem în depresie. Noi suntem niște oameni chinuiți, că nu dormim noaptea, că n-am închis nu știu ce cont, pe nu știu unde, n-am făcut nu știu ce, pe noi serviciile ne aduc în depresie, nu serviciile. Modul în care ne angajăm noi în servicii tot timpul, suntem disperați. Eu nu știu cum putem să mai trăim câteodată, pentru că nu transferăm între noi suficient de multă încredere între instituție și noi ca persoană. Nu vă comportați la fel și acasă. Și să știți că trebuie să începeți tunzându-vă un pic mai scurt, zugrăviți un perete din cameră, schimbați ceva în atitudine, luați-vă o carte bună, vă îndrăznesc să spun, luați și o pauză de la servici, că nu moare nimeni cu 3 zile lipsite de la lucru. Mereți și vedeți-vă țările dumneavoastră. Plimbați-vă. Dacă credeți că aveți curaj, chiar prin cimitir, pentru că acolo te reîncarci. Îți dai seama cât de departe ajungi în viață. 2 metri și 10 dacă e băiat de treabă groparul. Cum poți să fii bun creștin într-o lume de măști? În cine să mai ai încredere când ești provocat de zi? E interesant. Chiar nu știi. Ăsta e jocul vieții și al morții. Că te poți închina la măști. Și atunci rămâi cu fardul pe buze. Da? Încercați să înțelegeți că nu suntem cea mai grea generație din lume. Noi ne plângem pentru lucruri de nimic. Ei bătrânii, ați avut pe ei bătrâni care au făcut războiul. Ei bătrâni, au avut pe ei bătrâni care au făcut primul război mondial. Din poveștile lor știm că în ce stare suntem noi acum e cea mai fericită stare a lor. Și noi ne plângem. Ei când erau fericiți, erau ca noi. Iar noi, că suntem așa, ce că suntem nefericiți. Bine că ne-a ferit Dumnezeu de un război civil. Îl avem. Dar e la alt nivel. Bucurați-vă de tot ce aveți. Cel mai important lucru, deschideți ochii mari dimineața când vă treziți. De ninge, e plouă, e soare, de n-o răsări soarele, faceți crucea mare că dracu-i bătrân și dați-i drumul mai departe. Nu mai stați să analizați, că cine analizează moare în analiză. Sau în ce analizează, și aici ai urât ce zic. Părinte, este adevărat că religia și cultura unesc oamenii făuritori ai faptelor bune și sculptează din noastre valorile identitare ale neamului? Da, eu sunt convins. Poate că ne-am fi certat noi cu greco-catolici și o să mai facem, sunt convinși că nu toți îți de treabă, nici la noi, nici acolo. Dar e clar că sunt elemente de cultură în care ne simțim împreună. Eu de-aia sunt supărat când se pune în cârca unora sau altora minciuni culturale. Minciuni culturale. Da? Când cineva mă face fanatic și eu donez banii dintr-o conferință casei lui Iuliu Maniu, care e greco-catolic, arăt că nu sunt fanatic. Dar nu ca să-i dovedesc cuiva care m-a făcut fanatic, ci pentru că eu am nevoie de argumentul că nu sunt fanatic. Cultura îți oferă șansa de a nu te fanatiza. Un om de cultură nu e niciodată fanatic. Și uitați-vă atenți la televizor. Oamenii care chiar au cultură sunt sensibili, ironici, zâmbesc calm și când se încinge treaba,
se retrag și așteaptă, pentru că știu că nu poți să lupți împotriva prostiei. Cu prostul neșcolarizat te lupți puțin și ai scăpat. Dar duci o luptă colosală cu prostul care are școală. Știți? Chiar dacă o are trasă la Xerox. Zice, dacă nu erați preot, vă făceați fotbalist? Păi sunt preot pentru că am fost fotbalist. Ce? Deci eu încă în reverendă, sub reverend, am echipamentul de portar. Să știți că cel mai mult preoția seamănă cu portăritul. Stai pe linia porții. Dacă e gol, te înjură toată lumea. Dacă aperi, a tras prost atacantul celălalt. Da? Dacă te accidentezi, tâmpit, ai ieșit peste 6 metri. Dacă îți rupe capul celălalt, spune, băi, ce curaj pe ăla să-l atace pe dita mai portarul. E singurul tip care pierde în orice situație, dar are o valoare fundamentală. El știe cine e și ce caută acolo. Știți ce înseamnă să simți linia porții sub picioare și să știi că dacă a trecut mingea de tine, toți ceilalți 10 sunt în plus pe teren, înseamnă să fii până la maximum responsabil. Asta e prima școală pe care am urmat-o. Portăritul. Sigur că unii înjură, alții, fiecare joacă fotbal cum poate. Dar sunt gesturi în fotbal care sunt magnifice, pe care, din nefericire, societatea nu le face. Când se ridică ăla de accidentat, îl ridică pe accidentat și se strâng din brațe, când sunt sute. În urmă cu un an a circulat mult pe Facebook-ul ăsta blestemat, nenorocit și extraordinar de nela. A circulat un moment când, dând pasă la portar dintr-un faul, mingea a intrat în partea adversară, adversarului și s-au oprit tipii, au pus mingea la centru și echipa cealaltă, când a dat prima pasă, ceilalți nu i-au atacat și ăștia au băgat mingea în poartă. N-ai cum să n-admiri lucrurile astea. N-ai cum să nu admiri simplitatea unor oameni. Frumosul, caracterul frumos al omului se vedește oriunde. Când a murit acum capitanul de la Fiorentina, 60.000 de oameni au fost în biserică în fața Bazilicii Santa Croce din Firenze. 60.000 de oameni. N-a mișcat nimeni cât a durat liturghia de funerali, mesa de funerali. Și au stat 60.000 de oameni, n-au mișcat. Au început să aplaude doar când arhiepiscopul a spus noi îl iubim pe, nu doar pentru că a fost capitanul Fiorentinei, ci și pentru că a fost milostiv și s-a văzut asta. A fost un bun creștin și s-a văzut asta. Și în momentul ăla lumea s-a ridicat în picioare și s-a aplaudat. I-au aplaudat omul. Sporturile sunt cu oameni în ele, nu sunt cu sisteme. Nu sunt doar televiziunile cele care joacă fotbal și comentatorii care oricum se uită la alt meci. Mă uit la ei, domnule, comentează tot în altă, seamănă cu domnul Cristian Tudor Popescu și el comentează tot timpul alt meci. Deci alt meci, se uită la o altă Românie, nu-i singurul, dar așa sunt toți comentatorii de fotbal. Ei comentează în favoarea echipei pe care o au așa ca pe un homuncul în cap. Ori ca jucător, nu ține. Ori joci, ori mori. Și atunci prefer să joci. Am două nume de botez. Doamne, și eu. Ce nume se pune pe pomenic? Ăla de sfânt. Și dacă aveți două de sfânt, puneți-le pe amândouă, că nu-i ca de nasul popii, stați liniștiți. Preoții se bucură când citesc multe nume. Numai să nu vă cheme Jose, Scriva, Georgica, Vasilica, Ionica, cum vin de prin străinătățile ai noștri, cu nume de astea, așa. Nici nu știu bunicii să mai scrie numele nepoților. Mi-a scris una într-o zi, Reinhardt. Mama, zic, e Reinhardt. Așa e cum zici, mă tare, părinte. Nu, n-am învățat la școală cum să scrie. No, dă-i drumul înainte. Este bine ca în biserică să se atingă hainele preoților de către credincioși în timpul slujbei? Nu. E un plus. E un gest în plus. Mai ales la masă, sub epitrahir. Da, deci fiți cuminți și învățați să trăiți duhovnicește. A duhovnicii nu înseamnă a pipăi și a atinge oameni. Înseamnă a trăi în frumusețea slujbelor. Popis ca franzela. Se aleg cu ochiul, nu pipăindu-se, da? Cine suntem? De unde venim? Încotro mergem? Nu. O să aflăm. Fiecare e un cine. Încotro se îndreaptă, află numai după dacă nu uită de unde vine. Noi nu știm încotro ne îndreptăm, ăsta e adevărul. Doar atât că liturghie de liturghie ni se aduce aminte. Știți că noi de-aia facem la liturghie. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ca să ne aducem aminte, încotro mergem. Noi mergem, ne observați că în biserică stăm toți cu fața înspre iconostas. Suntem în marș. Cum zic francezii, în marș. Suntem în marș.
Fericirea noastră e înaintea noastră, nu e în spatele nostru. Nu poți să stai în biserică cu fața, cu corpul înspre altar și cu fața în spate. Bine, stăm noi cu gurița în toate părțile, cu ochișorii. Dacă ar da un radar Hristos să ne uităm cu pe unde ne sunt gândurile, privirile, ar fi bruiaș total acolo. Dar noi suntem față în față cu Împărăția lui Dumnezeu, care e provocarea noastră maximă. Care este cel mai mare păcat? Să trăiesc cu soțul urându-l sau să divorțez? Cel mai mare păcat este cel pe care îl aveți. Deocamdată nu aveți păcatul divorțului. Îl urâți pe soț și atât. Ura asta între soții este marcată de foarte multe lucruri, dar încercați să găsiți partea bună pentru care merită să mergeți mai departe. Divorțul nu este o amendă pentru cineva. Divorțul arată o neputință. Din nefericire, în divorț, plătesc amenda amândoi. Se vede că suntem neputincioși. S-a dus o doamnă la părintele Sofronie Saharov și a zis: Părinte dragă, am un bărbat, dacă cred că era din Ardeal. Ce? Părinte dragă, am acasă un bărbat nenorocit, auză, așa și pe... La care părintele întreabă: ce, da, spune-mi, zice, cam cât e vina lui? Zice, păi 85%, 90, 95%. Foarte bine, zice, că du-te acasă și rezolvă tu 5%, că rezolvă 95%. Adică nu-i cereți, nu încercați să vă disculpați pentru propriile neputințe. A urâ e o neputință, nu e o bucurie. Putem să ne lăsăm unii pe alții, sunt mii de motive de divorț în fiecare zi. Unul singur este motivul care le ține la oaltă. Ăla să-l descoperiți. O persoană din Sibiu, care nu a putut astăzi veni, întreabă în ce zile, unde și aproximativ la ce oră poate să vă întâlnească. Aproximativ ora la 7 dimineața, săptămâna asta cel puțin de la 7 încolo sunt la catedrală, da? Postul este regim alimentar, este și regim alimentar. Nu cred că a murit Hristos Domnul pe cruce ca să avem o carte de bucate nouă, asta e clar, și nici să avem, nu, Hristos nu e nutriționist. Nu s-a răstignit cu tricou de nutriționist pe el, e clar. Dar presupune că și, lucrurile din interiorul nostru se desăvârșesc și pe măsura efortului nostru exterior. Vă dau un exemplu. Dacă, bine, e un exemplu prost, că l-am văzut realizat și invers, dar nu-i contează. Dacă un fotbalist, înainte de a alerga un meci, bea 3 beri, ăla numai de fotbal nu-i bun. Da? Trasează marginea terenului pe bază de alt var decât cel oficial. Când vrem să obținem rezultate, lucrurile noastre, asceza noastră este trebuie să fie în conformitate cu rezultatele pe care vrem să le obținem. Problema este că cine nu are asceză, nu vrea niciun rezultat. Nu vă pune pe gânduri asta? Eu nu postez că nu înțeleg. Postez că n-am niciun motiv să trăiască. Singurul motiv care să trăiască e berea bună, micii tăi, Doamne, abia așteptăm, mulțumim. Da? Sărbăluțele. Asta la care visăm noi noaptea de sâmbătă, când mergem cu lumânarea, veniți, deprimiți, lumină, și în minte, mititelul. Da? Deci să nu vi se aprindă mititei în cap când auziți asta, da? Mai stați un pic, mai răbdați. De-aia e bine în prima zi, după ce vă întoarceți de la liturghie, să nu mâncați toate prostiile. Un ou, o bucată de cozonac, o jumătate de pahar de vin și șlofă. Când vă treziți în schimbă. Știți? Dar observați că în timp ce mâncarea este recuperabilă, postirea nu. Ne-o dă Dumnezeu la sfârșit, pe bază de boală. Ne scoate din priză, zice, Gică, tu pe sectorul ăsta n-ai prea fost cu minte, ia de aici. Da? Ai pipat? Organul cu pipa? Ejec. Nu vă faceți mișcă. Dacă era la păcat, îl aveam și eu. Stați cu minte. Nu fumatul e păcat. Țineți minte. Și lipsa de atenție la propria sănătate, asta e păcatul. Vă spun ca fiul unui frizer care fuma 2-3 pachete pe zi. Când m-a hirotonit diacon, în al preasfințitul Andrei astăzi, a venit și mi-a pus un pachet de țigări, tată, de azi nu mai fumez un pachet. Iar când m-a hirotonit preotul ăsta, tată, n-am să-ți dau bani. N-am să-ți dau nimic, dar ce de azi începând, nu mai fumez. Căutați motivul pentru care să lăsați jos tutunul și să vă îndreptați către Dumnezeu cu fruntea sus. Ce tari suntem, ne țin niște paie. Noi și porcul la schimbarea vremii. Deci dacă sunteți oameni tari de caracter, nu vă mai lăsați împleticiți cu prostii. Copiii vor să vină la Hristos. Hristos îi vrea la el, dar ne lipsesc oameni de legătură. Ce să facem pentru a avea profesori de religie mai buni? Să-i creștem. Profesorii de religie se cresc, ca toți ceilalți profesori.
Cum să crești profesori de religie buni când tu i-ai lăsat umiliți de o societate întreagă, nu? E singura materie din învățământul românesc, sunt singurii profesori, 3.000 de bucăți, care au fost scoși la vânzare de politrucii de servici, de dracii democrați, care își frecau deja copitele până la întâlnirea cu realitatea. Știți ce au învățat ăștia care au atacat ora de religie? Că Hristos există și e viu. Și că uneori se manifestă prin oameni. Și atunci am conștientizat odată, am pus, nu doar că nu avem profesori de religie pe care i-am crescut noi, i-am vrut și să-i avortăm înainte de a-i avea. O materie se crește ca structură intelectuală în ani de zile. Noi avem profesori de matematică pe care îi socotim buni, pentru că sunt crescuți în generații de... Din 30 se predă matematică la un nivel foarte bun în România. Ok, religia nu s-a predat 60 de ani. Am reapărut ca o generație spontanee, așa că n-ai cum să explici altfel, și totuși continuăm să punem presiune pe ei. Nu profesorii ne lipsesc, ci oamenii care să înțeleagă profesionalismul lor. Avem tot felul de dudui de-astea care nu sunt atente să le prezinte copiilor filme pornografice, dar se jenează să le predea Ion. Da? E dur maltagul, da, e sânge pe copiii, adică curge sânge. Nu spun că nici Bilbe a plăcut foarte mult, maica am aflat și că e, și Sadoveanu, se vede că a fost un comunist serios, că și el a plagiat, știți? Deci, nu spun că ce facem e perfect, dar spun că ceea ce face, face cu demnitate. Eu știu profesorul meu de limba română, domnul profesor Șindrilaru, niciodată, în nicio situație, n-a spus despre Zaharia Stancu nimic politic. Ne-a învățat să citim corect Zaharia Stancu, pentru că din el învățam limba română. Era limba română lui Zaharia Stancu. Țineți minte ce ne bodogăneau ăștia, ce-l bodogăneau după 90 pe Marin Sorescu? Că a scris cu partidul. Păi, n-a scris nimeni poezii ca el. Domnul Nichita Stănescu, că ieri a făcut 85 de ani de la naștere. Fie vorba între noi, ar da ăștia acum care ne spală ciorapii în vasă și zică-s poezii, ar da miliarde de clipe din viețile lor să scrie un singur vers cât al lui Nichita Stănescu. Oamenii ăștia au creat limba română. La ce să ne punem cenușa în cap? Profesori de religie pe care avem sunt o generație bună, rea, sunt una dintre generații. Următoarea, sigur, va fi mai bună. Îi văd pe copiii care au făcut religie, ce frumos intră în facultate și cum știu deja să distingă adevărul de manual, adevărul revelat, adevărul de stradă, adevărul de... Și oricum nu-s dedus de nas. Ne-au spus că i-am spălat pe creier, că uite ce ai dracu-s popii, bine, asta nu e o noutate. Și că i-am spălat pe creier, pe copii. Că, de fapt, momentul acela de la colectiv, dur și trist pentru un popor întreg, vai de mine cum arată că copiii urăsc biserica. Au și strigat, nu? Ca la două zile copiii să nu mai strige împotriva bisericii. Și să le spun, de fapt, și am și spus-o public atunci, cel mai mare exercițiu de libertate de gândire pe care biserica l-a făcut în poporul român a fost când copiii care au făcut ore de religie au strigat împotriva bisericii. Asta arată că nu le-am scopit creierele. Și că i-am lăsat să gândească liber și dacă nu sunt de acord pot să o spună. Nici o altă materie nu prea mai cultivă asta. Există icoane care plâng. Da. Există și lacrimi care se transformă în icoane. Atunci când Dumnezeu și-a trimis unicul fiu între oameni pe pământ, cu siguranță știu ce l-așteaptă, că va fi răstignit, că va fi umilit cu cruzime. Care ar fi cursul omenirii dacă Hristos n-ar fi fost răstignit? Nu știm. Din nefericire, nu știm cum am fi arătat ca o omenitate plină de omenie. Știm cum arătăm ca niște lătrăi, dar ca niște îngeri nu știm cum arătăm. În legătură cu paradeton, sunt depășit de structura lingvistică a obinului. De ce credeți că mulți dintre copiii de astăzi s-au depărtat de părinți? De ce cred că toată lumea e împotriva lor? Ce să zic? Cred că copiii sunt supărați un pic pe noi că prea îi vrem perfecții. Copiii încep să semene cu popii, știți? Fiți să zic, pe preoți așa. Episcopul îi vrea perfecții. Protopopul îi vrea perfecții. Nevasta îi vrea perfecții.
comunitatea, îi vrea perfecți. Ei sunt niște oameni, până la urmă. Copiii la fel. Nu mișcă! De ce mișcă? De ce? În biserică. De ce mișcă copilul în biserică? Păi mișcă care organe de mișcare, domnule. Azi am văzut o fetiță care a fost adusă de prietenul ei într-un căruț. O știam vie, sănătoasă. Au greșit medicii. Sper să ierte Dumnezeu. Copil viu, sănătos. Veneau cărucior astăzi la biserică. Și mă gândeam la câteva mame căpoase de pe biserică, care își trăgeau copii de... Nu mișcă! Un copil e chemat să miște. M-au întrebat cu coanele de la o televiziune, nu spun în care, că nu le fac reclamă. Nici nu o s-o cotesc televiziune, sunt un canal de știri. M-a întrebat cu tupeu, așa mi-a băgat microfonul în gură, dar am zis că îmi schimbă proteza. Și păi de cât a câștigat Mitropolia Ardealului că a adus capul Sfântului Gheorghe. În urmă cu foarte mulți ani s-a întâmplat asta. Și am zis, nu știu cât a câștigat. N-am făcut încă calcul, o să predăm banii la ONU și la unii, să ne facă calculul băieții ăștia deștepți care fac calculul pe biserică tot timpul. Ne-au calculat și boabele din colivă și metri cubi de lumânări arse și dimensiunea reverendelor, tot. Totul e calculat, totul se știe, de fapt. Va fi impozitat și aerul care respiră preotul. O să avem două dopuri de vată în nas, să nu respirăm mai mult decât ne îngăduie. Și eu zic, nu știu cât e, dar să vă zic problema, că săptămâna asta, chiar înainte cu o zi de interviul lor, o mămică a venit cu fetița, avea 11-11 ani fetița. A venit foarte bolnavă, paralizată în cărucior, niciodată nu vorbise cu maică-sa, niciodată nu făcuse un gest care înțelege în mod real ce îi se vorbește. Și am luat capul Sfântului Gheorghe, l-am scos din grămada de ruibi, știți că avem cuvioasele ruibiste alea care stau tot timpul lipite de popor, lipite de masă, lipite de moaște, de tăci. E un grup de asalt, zici că sunt echipa națională de ruibi a statului Tanganyika. Și l-am scos de acolo din mijlocul lor, căutau disperate, vă dați seama ce a fost în sufletul lor, câteva minute a lipsit de acolo locul, așa, și l-am pus pe capul fetiței. Dar între timp vorbeam cu mama și vorbim cu ea, am spus, lasă că așa Dumnezeu, cu... nu poți să zici unei mame care are un copil atât, auzi, e câte unul care zice, suferința e o binecuvântare, pe bune? Cât de tâmpit trebuie să fii să zici asta? Cum e o doamnă bolnavă de cancer unui preot care tot vorbea preotul. Doamnă, cancerul e o binecuvântare și așa. N-ai vrea să te binecuvânteze Dumnezeu? Un cancer de sân, așa, unul la colon, ca să simți bine. Adică, cât de dus cu capul sunt. Și la un moment dat am luat, că am pus cap și eu vorbeam cu femeia. Între timp am întors cu racla cu cap să-l pun înapoi în grămadă de iubiști. Și între timp vorbim cu doamna, doamna ce fai de mine, de unde i-a zis pe nume fetiță? Zice, unde asta? Fetița se ridicase din cărucior, ajunsese la iconostas, săruta iconostasul și zice maică-si, după 11 ani, aici sunt mamă. Și am zis domnișoara reporter, cât costă doamna o operație de redare de mers, văz, auz și vorbire într-o lume a medicinii perfectă în care ne lipsesc vreo câteva, doar câteva boli ne omoară. Nu, doar câteva boli nu ne omoară, că la alte ne omoară sigur. Cu toată asistența medicală. Cât costă o chestie din asta? Hai să vă întreb pe dumneavoastră. Cât a costat, domne, liniștea pe care ați căpătat-o la cea mai grea spovedanie pe care ați avut-o? Pe bune, cum o cântăriți pe aia? Cât costă secunda aia în care părintele atinge o notă muzicală care vă pune în vibrație inima și inima nu vă mai stă în coșul pieptului și simțiți că vi s-a declanșat toată lăcrimarea de care aveați nevoie ca să mergeți mai departe. Hai să fim serioși. Deci eu cred că în sine, pentru mine, cred că a crește copii înseamnă a te enerva pe ei, a-i bodogăni cât poți, dar a ține apa în gură. A nu rosti toate prostiile care le crezi despre ei. Ai privit de la distanță, ai GPS-a, nici nu știu, montezi GPS-ul și te uiți. S-a aproape de obiectiv, lângă obiectiv, iar l-a învățat cu atât mai mult. Chiar nu cred că toți copiii din România trebuie să fie de 10 la matematică. Copii, eu vă dau binecuvântare să luați și 9-5-10. Da? Chiar nu cred că toți pot fi perfecți la română. Pe bune! Pe bune. Nu toți poți fi profesor, academicien, inginer, ferească, nu ne lipsesc, mă, oameni buni. Vă spun eu, căutați să vedeți dacă mai aveți instalatori, dacă mai are cine să vă schimbe un bec pe coridorul de la bloc, vedeți cât vă costă zugravii și începe să... Eu mi-a schimbat profesia
Dacă ar fi după salarii, m-aș apuca de zugrăvit, pe bune. Și altele de genul ăsta, că avem noi, noi avem nevoie toți, de toți. Toți. De o țară nu e împărțită în deștepți și în proști. E împărțită simplu între oameni răi și oameni buni care nu pot fi niciodată răi. Încercați să-i creșteți pe copii așa. E aici o mulțumire pentru domnul Țâmbisaș, care a învățat să bată toaca după ce a învățat generații de copii să cânte și să joace românește. Mai se încă nu toți profesorii sunt răi. Domnul Trâmbițaș, mă aude, 2-3-2-3, mi se spune în casă că a plecat, să-i transmiteți, bine? De ce nu putem noi ortodoxi să ținem paște odată cu majoritatea, cu vârșitoarea creștinilor? V-am zis, de ce? Noi suntem mai ambițioși. Adică 156 de milioane la ruși, cu vreo 22 de milioane la noi, cu niște minoritari de ăștia ambițioși. Deci sunteți de acord că dacă astăzi ar veni Iisus, l-am tratat cel puțin la fel de rău cu cei de acum 2000 de ani? Noi suntem parșivi. I-am zâmbit. Am semnat protocoale. Ce bună dimineața, sunteți Domnul Iisus, da? Poftiți. Aveți aici un loc asigurat. Unde vreți? În dreapta, în stânga, în mijloc? Crucea vreți să fie din lemn bio? Da? Poftiți. Sulița, am dezinfectat-o înainte să o punem în coa. Suntem mult mai rău decât ei. Știți de ce suntem mai răi decât ei? Că l-am văzut pe Hristos învind și uităm asta tot timpul. Cum să trăim corect creștinește? Nu putem trăi corect creștinește. Cum să trăim fără păcat? Nu știu. Nu știu. Întrebăm morții. Nu? Dacă am întrebat morții și ei ar putea să ne spună cum au trăit fără păcat, sunt oameni care fac eforturi foarte mari, unele dintre ele par absurde câteodată, ei știu să ne spună, dar ei de obicei tac. Deci cu cât te bați mai puțin în piept și cu cât începi să-ți dăruiești inima celuilalt, cu atâta înveți și să trăiești creștinești. A fi creștin înseamnă, de fapt, a fi celălalt mai important decât tine. Și dacă celălalt e Dumnezeu, e beton. De ce sărbătorim Sfintele Paști la date diferite? Mă, oameni, mergeți mă și luați o gură de ou fier de la catolici. Vă dau eu binecuvântare. Și ce-au făcut ăștia? Au făcut fripturi în oraș. Nu știu cum o fi cu frații greco-catolici, că la ei chiar nașpa, adică papă, papă, dar papă cu noi, adică e chiar nasol, da. În postul Paștului este bine să ne înfrânăm de la ce? De la ce? De la ce putem? În primul rând de la prostie, să știți, dacă ne limpezim în postul Paștului și devenim mai luminați, e beton. Să știți că noi, cu cât mâncăm mai atent, cu atât devenim mai îngânfați. Azi am postit. Am reușit să mănânc niște sturion cu sos picant de muștar francez într-un usturoi. Băi, te văd cu prostii, rău. Postul e limpede. În post nu mănânci. Când încerci să mănânci pâine cu apă, deja ai ieșit din post și mănânci pâine și apă. Iar cel mai bun mod de a lăsa postul, eu vă spun, e să mănânci carne. Nu mă credeți. Noi mâncăm carne liturghie de liturghie. Trupul și sângele lui Hristos. Când mănânci trupul și sângele lui Hristos, postul tău s-a împlinit. Dacă postim doar să postim, prostim. Dacă postim să ne împărtășim, postim. Diferența e dată de capacitatea noastră de a ne cupla pe izvorul postirii, care este Hristos. Părinte Nicula, întrebare, peștele e de post? Nu tot. Nu tot din calendar. Eu tot cred că avem la pește în calendar, că n-avem în târnă. Nu, în târnă avem nimeni cazul. N-avem în Dunăre cât pește avem în calendar. Există un pește care nu-i de post. Carnea aproapelui. Da? Tonul aproapelui. Fiți atenți și încercați să nu faceți exces din nimic. Până la urmă, mâncăm în post ceea ce ne îngăduie postul să mâncăm. Ce probleme și-o fi făcând, știu eu, cei care nu au nici deloc pește la îndemână. Vă dați seama, strămoșii noștri mâncau pește rar, că era pește de rar. Până avea ei mai aproape râurile, da? Noi facem acum o întreagă teorie despre sucul de laptele de soia. Băi, fratele meu, mi-a scris, știți, părintele, dacă soia este cu redevențe de nu știu, băi, las-o baltă, bă. Deci dacă analizăm tot ce mâncăm, de-aia e bine, eu tot râd că în post, e bine să nu citiți ce scrie pe etichetă. Mâncați și dați slavă lui Dumnezeu, da?
S-ar putea să nu... Oricum, dacă mâncăm euri, îți depost eurile. E1, E2, E3, că ești că suntem europeană toți când mâncăm. Și că am devenit autostradă. Nici numai de aia nu ne dau ăștia autostrăzi, că ne dau euri. Știți? Nu. Vă trebuie depost. Sau dacă e unul care a mâncat numai muștar cu pâine toată săptămâna și duminică la biserică, scuipă pe nări de zici că e balaurul lucică. Nu. Postul e clar că e mai mult decât atât. Dar peștele este de post. Mai ales dacă nu e gătit în tigaia în care ai pus untură. De ce când facem bine, primim rău înapoi? E lecția binelui. Asta ca asta, dacă când dai ai un leu în buzunar și dai la un cerșetor în fața, că noi acolo băgăm la... Nu știu cum ne mierim tot la buzunarul cu un leu. Și îi dăm la un sărac. Și 10 minute mai încolo ne facem aminte că trebuia să luăm pâine pentru casă. Avem 3 lei, ne mai lipseau 50 de bani să ne luăm pâinea pentru casă. Îl înjur pe săracul ăla. Mai bine mergi acasă și îți recuperezi leul și te duci să-ți iei pâine. Deci, esența este că mult din răul care nouă îi se pare că e rău primit înapoi, e rău pentru că noi suntem atenți și n-am făcut binele cum se cade. Cum să reacționăm la oamenii care vor să ne facă rău? Le facem cu mâna. Pa! Învățați să fiți mai selectivi în oameni. Vă rog să ne lămuriți când se vopsesc ouăle. Joia mare sau vinerea mare? Joi spre vineri. În general se vopsesc când le avem. Eu am trăit drama să văd un Brașov întreg fără ouă de Paște. Era vinerea mare, toată lumea în oraș căutau, nu erau ouă de Paște. 1987, după momentul din noiembrie, orașul a fost pedepsit cu tăierea curentului des, căldurii, gazului și și n-au fost ouăle. Știți ce au făcut oamenii? S-au dus toți către localitățile de pe lângă Brașov, au luat tot ce se putea lua și sâmbătă vedeai cum toată lumea era bucuroasă. S-au îngălbenit, înroșit, înverzit canalele din fața blocurilor, că nimeni n-a aruncat de acasă. Și mai e ceva. Când vopseau ouăle cei din pușcării? Joi? Vineri? Sâmbătă? Când mai aveți întrebări de genul ăsta, gândiți-vă când vopsesc ouăle, când cei care nu au ouă la vopsit. Faceți multe și dați. Dați cât mai multe. E un moment teribil în care povestește un tânăr că atunci când s-a întors acasă, era de lângă Sighișoara și făcuse rezistența anticomunistă în Munții Maramureșului. S-a întors acasă la frate său, a intrat în casa fratelui care era protopop de Sighișoara în vremea aia. S-a pus la masă și a zis, știți, domnul, am fost coleg cu fratele dumneavoastră Mircea în pușcărie și protopopul. Și m-am întâlnit cu el, va veni și el acasă. Da, vine acasă. Nu s-a mai putut răbda. Măi, frate, nu sunt Mircea, mă. Și a început să plângă. Abia atunci l-a recunoscut. La o vreme, la o zi, s-a dus la mama sa. Taică s-a murise când el era încă în rezistență în munți, mama sa bătrână tare. Și când a intrat în curte, a intrat prima dată frate sub protopopul, cumnată sa, și după aceea a intrat și el. Și că uite, zice, ți-am adus, zice, un tânăr, care, un domn care a stat cu fratele nostru. Dragă, oi fi o bătrână cocoșată și fără văz, dar o mamă își cunoaște copilul când vine acasă. Deci, când un om știe că îl primește pe Hristos la masă, știe și când să vopsească ouăle. Că nu le vopsim pentru noi, le vopsim pentru Hristos. Bine? Vă rog să ne spuneți dacă la bohodul mic, la bohodul mare și în momentul Sfintei Euharistii trebuie neapărat să îngenunchezi. Neapărat nu. Depinde în ce stare sufletească vă aflați. Să vă spui. Duminicile acestea din post, ca și în Duminica Învierii, acolo e limpede, că nu îngenunchează nimeni. La niciun bohod, da? În Ardeal 40 de zile, în sud, până la în săptămâna luminată. Dar noi, fiind doar de lemn, stăm în chicere 40 de zile, dacă ne țin picioarele. Dar cea mai faină experiență e asta din timpul postului mare. Nu îngenunchează la Evanghelie și Bohod cei care au postit toată săptămâna. Nu îngenunchează la Evanghelie și Bohod cei care au postit toată săptămâna. Iar ca să postești, trebuie să te smerești. Și ca să te smerești, trebuie tot timpul să stai în genunchi. Nu, alegeți acum.
Cum să stai, Doamne, cu mâna în buzunar când intră Hristos la tine? Mai vreau să mâncăm gumă în biserică, să ne scobim mâna, bine, asta cu scobit o facem. Să ne scărpinăm sub... Dacă ar veni Hristos în carne și oase, cum și vine, cum l-am primit? Ce faci, băi, Iisuse, servă-ți, astăzi a fost scoasă afară din biserica catedrală mică din Târgu Mureș o mămică cu un copil de 1 an și 5 luni de către așa, deoarece copilul mânca anafără și spunea în limbajul lui Doamne, Doamne. Vă spun, nu e strigător la cer. Sunt oameni care au sensibilități aparte pentru liniștea lor în timpul rugăciunii. N-ai ce să le faci. La mine când slujeam în capela facultății, îmi veneau copii și se puneau pe după spate, mă trăgeau de păr, părinții disperați. Culmea că ea care m-au tras de păr îmi sunt studenți acum. Ei alți cu minții pe lângă biserică. Și copiii trebuie să se simtă utili în biserică. Dacă utilitatea lor e să-l tragă pe popă de barbă, asta e. Nu-i păcat de barbă părintului Dorin să nu-l tragă nimeni de ea. De aia vă spun, depinde foarte mult de calitatea preotului, de misiunea pe care el o are, de capacitatea lui de a înțelege sau nu înțelege lucrurile astea. Nu-i judecați, că nici dumneavoastră nu sunteți mai ușor de liniștit când vă bate un vecin. Știți că ăștia care critică de obicei că nu-s copii acceptați în biserică, cât sunt supărați că deasupra lor bate din când în când se aude. Ce auzi cum bate ăla? Că e norocitul ăla copii, da? Bate că ăla săracu-i pe moarte și cere ajutor, cam așa. Ori nu e simplu. Cât de mare este păcatul de a mânca dimineața înainte de a merge la biserică? Depinde de farfurie. Vă rog eu, măcar dacă mâncați, mâncați bine, să nu vă fie rău în biserică, da? Mâncați ales, distins. Numai grijă la înger. Părintele Moldovan, Dumnezeu să-l odihnească, avea o verbă teribilă și ne povestea că noi mai ziceam și noi la spovedit, îi puneam întrebări așa, Părinte, da, mai scap cu tine, mă, ce dragă, zice, știi care e problema? Zice, tu zici așa, da, zice, îngerul tău merge la biserică și ar vrea să vorbească, să se împărtășească. Și apare el cu gura căscată și îngerul popii spune, zice, bă, zice, tu nu poți. Zice, împărtășești. De ce? Că porcul tău a mâncat. Nu vă umiliți îngerii. Țineți-o țără, nu murim. Am vă dat seama cât îmi arde mie de câte o cafea dimineața. Dacă stai până noaptea la citit și la scris, te duci dimineața la liturghie, eu am șansa că suntem 7 pitici acolo la catedrală și toți morocănoși, deci că suntem ultimul pitic ăla rău, e tot șmurit, așa. Și dimineața bate cât un miros de cafea de la un bar de acolo din centru, zici, deci că-s gurile iadului deschise. Da, bă, măcar cu un pic de cafea mă pup, bate și eu, că s-o mânt toată firea. Când noi fi bătrân, noi mai putem, dar acum pot. Postul de înainte de liturghie arată și cam cât suntem de în stare să lucrăm. Dar vă rog eu frumos, pe cei cu diabet, pe cei cu boli, pe cei care simțiți chiar nevoia, luați, liniștiți că nu cade nimeni în capul nostru. Oricum, nu vă împărtășiți după aia, stați așa cu mine și admirați de departe lumea. După părerea dumneavoastră, ce s-a întâmplat la Tanacu? Am și uitat. Și de ce Bor nu mai admite exorcizările? Ca să nu mai fie spectacole. Ați văzut alte cazuri mai apropiate de județul dumneavoastră, care din exorcizări au făcut schimbări de gen. Evitarea băgatului Crăcii în stupul dracului e fundamentală. Biserica n-a creat exorcizări să facem spectacole din ele. Știți care e cel mai tare exorcism pe care rostește un preot în parcursul vieții sale? Nici Sfântul Vasile cel Mare, nici Ioan Gură de Aur. Ăsta e cel mai tare. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg. Mă, și ăsta e făcut acolo, tet-a-tet. Pentru că biserica e fragilă și în intimitate. La Tanacu, cred că a fost un abuz împotriva părintelui și pe un val de contrasimpatie creată de presă și pentru că medicii nu au avut curaj să recunoască că au fost mai proști decât au părut la prima vedere. O spun cu maximul de responsabilitate. Mi-o asum, nu mi-e drag ce s-a întâmplat acolo, cred că au fost greșeli și de o parte și de alta, din nefericire un om a plătit prostia noastră. Dar a fost o lecție foarte bună pentru tot ceea ce înseamnă biserică și unitatea bisericii.
Ba chiar ne-am trezit la un moment dat că unii profesori, doctori, academicieni, așa, scrieau că biserica nu are exorcisme. Bă, dar mulit felnicâți. Noi avem, știți că în biserică preotul are, pe lângă multele cărți din bibliotecă și studiile lui universitare, are o cărticică mai groasă, care e mulit felnic și acolo era. Dar nu folosite anapoda. Știți, adică nu folosești bisturiu ca să iei un algocalmin. E algocalmin. Dacă într-o căsnicie soțul devine neinteresat de relația cu soția din motive pe care nu poate și nu vrea să le spună, soția ce ar trebui să facă după ce și-a epuizat toate resursele de apropiere? Greu de spus. E un scenariu de film ăsta. Poate să încerce să fie mai umană și să nu mai gândească cât dă și cât ia. Când oamenii gândesc cât ți-am dat și cât am primit, e contabilitate, nu e iubire. Care sunt temele pe care le abordați cel mai des în cărțile dumneavoastră? Am teme de abordat. No, iau și eu ce pot, ce cade de la oameni. Eu am făcut teologia printre oameni, nu printre îngeri. Și atunci vorbesc cu oameni și dacă e ceva care interesează, da, scriu. Dacă nu, tac. Nici nu vă închipuiesc că tac câteodată. Nu pare, dar credeți-mă. Sunt cărți care le scriu pentru oameni, nu le scriu pentru, nici măcar pentru carieră. M-a durut enorm că a trebuit să dau seama în ultimii ani, dinaintea confraților mei academicieni, de cât am scris, cum am scris, câte pagini, în A5, în A3. E jenant. Un preot scrie pentru că iubește pe Dumnezeu. Dacă pierde iubirea asta, e mort. E urât de tot să fii preot și să zicem că te chemăm, te rugăm și să te întrebi, bă, pe bune? Deci când un preot și-a pierdut credința, e mai deplâns decât ultimul drac. Părinte Cleopa spunea răbdare, răbdare, răbdare. Totuși, până unde merge această răbdare? Depinde de dumneavoastră. Noi nu trecem de primul răbdare, stați cu mine. Noi nici de râ nu trecem. Nu poți zice o jumătate de râ, că un sfert de râ. Noi nu depășim prima fază a răbdării. Știți? Cum era, băi, până aceea răbdarea de aceea mănășturul, vedeți? Adică sunt lucruri care nu le putem cântări ușor. Iar om răbdător nu este cel care răbdă mult, ci cel care iartă după ce le-a răbdat pe toate. Ăla e omul răbdător, care după ce l-a făcut cineva praf și pulbere, el continuă să meargă mai departe, cu fruntea sus, uneori bolnav, dar merge mai departe. Și am așteptat zeci de ani să văd o implicare a tineretului în Biserica Ortodoxă. Felicitări! Ea a lipsit data trecută de la întâlnire. Îi spunea domnului primar și trebuie să subliniez. Când se vor publica, eu voi muri când voi muri, și la opere complete vor trebui să aibă grijă să scrie că prima conferință publică din istoria vieții mele de mare vorbitor a fost la Târnăveni, în biserica de aici. În urmă cu foarte mulți ani. Într-o preajmă de Crăciun, de Paști, tot așa. Ba chiar și prima emisiune de televiziune la care am participat a fost o emisiune a televiziunii din Târnăveni. Părintele Jean Nicolae era mare preot, într-un paraclis de aici. M-a invitat să vorbesc și am vorbit. Dar apare în curriculum vitae. Prima, așa consemnată, e undeva la Cugie, iar a doua, serioasă, așa, cap-coadă, a fost la Târnăveni. Într-un fel sau altul, așa, sunt de pe aici. Dar ceea ce mă bucură cel mai mult este că misiunea nu s-a finalizat. Încă mai avem de lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Am stat deja, ne bat părinții acasă, bine că... Vă rog să aveți grijă de dumneavoastră, să nu vă mințiți niciodată. Să fiți puternici. Și vreau să vă mai rog ceva fundamental. Vă rog din inimă, când spuneți Hristos a înviat, nu, așa să fie. Da? Hristos a înviat, adevărat a înviat, adică nu, Hristos a înviat așa, printre altele, Hristos a înviat printre altele, Hristos a înviat pe bune, să simtă lumea că o faceți. Puneți-i voi inima ce faceți și o să vedeți că pui un bob din el, răsare mia de mărgăritare. Fiți convinși că așa e. Hristos dă mult mai mult decât primește. Îmi îngădui să vă arăt spre sfârșit, apropo de cărți și teme abordate, ultimele două care sunt calde, asta e caldă și asta e fierbinte. Icoana chipul slavei tale cele negrăite, e scrisă cu părintele Eugen Răchitean, care este un părinte franciscan, un moldovean de-al nostru de la Bacău, care a ajuns director la revista Città di Vita la Firenze
Și ne-am gândit noi să scriem o carte. N-a crezut că ne iese, dar Dumnezeu a crezut. Știți? Și o carte despre icoane, despre iconostas, despre iconografie. Se simte că e scrisă în două registre, dar e cartea noastră, deci eu mi-o asum ca atare. M-am bucurat că a fost lansată la Firenze, Florența, săptămâna trecută și au fost foarte mulți români acolo. Ei care știți că românii ne unim, derupem un locul peste hotare. Nu știm cum să alergăm mai repede unul după altul. Și cealaltă este o carte care veniți și vedeți, cu Hristos în cetate, sunt conferințe care au avut loc la Arad în urmă cu în timpul anilor și care au fost însă sub această egidă. Sigur că aș fi vrut să pun Târnăveniu în poză, dar nu puteam să fiu atât de parșiv la Arad, să pun Aradul la Târnăveniu, așa am pus Ierusalimul ca să fim siguri. Da? Și o altă carte la care eu țin foarte mult, e Duminici de fiecare zi, pentru cei care aveți obiceiul să citiți câte un text în fiecare zi ca să vă bucurați, e o carte care vă poate ajuta să treceți mai ușor peste zi. Vă îmbrățișez. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult. Preluați legătura, știți cum zic acum. Și să țineți puternic unul de ceilalți, să nu vă fie rușine. Nu sunteți capătul lumii. Sau dacă sunteți capătul lumii, e capătul prin care Hristos intră, nu prin care Hristos iese. Ăla e mai încolo și nu are încă centură. Vă îmbrățișez cu bucurie. Doamne. Mulțumim foarte mult și vă propun un bilanț, un experiment personal. Gândiți-vă cum era sufletul dumneavoastră acum 3 ore când ați venit aici și cum este sufletul dumneavoastră acum. Vă mulțumesc, să-i mulțumim Părintelui și foarte important să nu uităm că această manifestare a fost făcută de niște tineri. În față îi veți găsi, au o cutiuță, o donație de 1 leu, 50 de bani. Cât credeți dumneavoastră ne va ajuta să mai facem astfel de evenimente? Vă mulțumesc, seară frumoasă! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvinte-i cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafime, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binevinează! Cu noi este Dumnezeu, ca să o har și ca să o iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Fericit!